Bucură-te de experiențe nelimitate cu Asia Express. Emisiune sponsorizată de Telecom. Susține spiritul de aventură. Această emisiune este sponsorizată de Kaufland. La școală, panou cu misiunea m-a dat peste cap. Irbid este centrul universitar al Iordaniei. Studenții de aici sunt curioși și interesați de tot felul de lucruri despre România. Mergeți înăuntru și alegeți-vă clasa. Aveți pe catedră câteva pagini din care puteți să vă inspirați. După lecție, studenții vor fi evaluați și vor primi punctaje. În funcție de asta, veți pleca de aici mai devreme sau mai târziu. Haide. Mi s-a părut dubios pentru că trebuia să le predau în engleză. Engluș. Și eu cu englușul nu prea. Hello guys. Nice to meet you. I'm Amy. My English is very bad, but we can handle the situation. Am primit o carte în care erau toate informațiile puse și câteva hărți să le împart, să vadă. This is the Romanian flag. This is very important for our patriotism. So Joseph, thank you for everything again. It was a pleasure for me to meet you. There. The flag, yes. Mama, până ies eu de aici, să vezi când ies eu din orașul ăsta. Orașul foarte aglomerat și tot mai așteptam, zic, hai nene, dar când ieși pe drumul european, național, ce vrei tu, tot printre blocuri, tot aglomerat. Dar mergeți înăuntru și alegeți-vă clasa. Aveți pe catedră câteva pagini. Am simțit că mi-a căzut cerul în cap. Clar, la proba asta, eu mai devreme de 2-3 ore nu cred că o să plec. I think I'm going to be your teacher today. Romania have mountains 28%. You know, when you go to the green things like this, do you know the hills? Yeah, thank you so much. My friend, you are awesome. We have hills, yeah. 25%. Do you know the all green? Yes, the câmpia, very good. La podișuri am spus. And also we have podișuri, but I don't know how to explain you. Very good, the podiș. 17%. This is the another thing, yeah. Că nu știam cum să le spun. Hi, guys! Hi! How are you? I'm good, thank you. How are you? Hai să vedeți cum ne distrăm noi acum. Fiind studentă, știu cu ce se mănâncă. Am ținut ceva prezentări la viața mea, a fost nevoie să le țin și eram atât de bucuroasă. Who here speaks English? You? Yeah. And just you? Yeah. Do you want to be my assistant? Yeah. Come here. Așa că i-am dat bătaie cu ora. Fai de capul meu, pe nu știu să zic toate astea în engleză. Mamă. Când sunt stresată, eu nu prea pot să gândesc foarte bine. Pur și simplu uit tot. Deci în momentul ăla mi se șterge tot din memorie și mi se pare că nu reușesc să fac față. Mamă, ce bună era Esti acum la proba asta. Am simțit pentru prima dată că fără Esti nu o să pot să mă descurc absolut deloc. A fost pentru mine knockout. Esti, unde ești? Nu știam cum o să reușesc să le explic eu lor tot ce aveam de făcut. Nu știu de ce vi le dau, oricum nu știu să vă explic mai nimic. Ce aici? Dar mă rog, vi le dau. În momentul ăla mă circau un miliard de gânduri. Nu știam de ce să mă apuc mai întâi să fac. În cap. Hai de cap, nu știu cum să le explic. Și erau foarte mulți termeni pe care în limba engleză eu nu știam, sau cel puțin în momentul ăla nu-mi veneau. Jur, am trebuit să stai aici până mâine dimineață. Romania's neighborhoods. In sud is Bulgaria. Near Romania. In sud is Bulgaria. South, yes. Moving here, going to the north of Romania, we have south. Yes, yeah. Going to the south, here we have Bulgaria. In northwest we have Hungary. Ungaria. Eu acum eram încercată de tot felul de gânduri și de frică să nu pierd foarte mult timp acolo. O aveam și pe Maria în ceafă, nici nu știam dacă au ajuns și alți colegi sau nu, că nu ne puteam vedea între noi. Deci eram blank. And southeast, Black Sea. Unde e aici? So everybody understand? And southeast, we have Black Sea. Yes, it's Black Sea there. Yes. The Danube River that comes here from Serbia comes like this, goes across the border, and here forms a delta that goes into Black Sea. The most important mountains in Romania is the
Carpathians. Să mă bată mama, ce ajuns eu să fac aici la școală? Să predau la ăștia engleși, care cred că mă băteau câțiva, chestii pe România. No combination. Good morning, students. Who knows English? Îmi place postura asta. O practic aproape în fiecare zi la dans, e adevărat. Cam știu așa ce ar trebui să faci atunci când vrei să-l faci pe celălalt să înțeleagă. În primul rând, trebuie să creezi o atmosferă destinsă. Nimeni să nu fie stresat. Romania is a republic. Yes? And the president is Klaus Iohannis. Like Santa Claus, but it's Klaus Iohannis. Pe unde mă băgam? Am intrat prin de țară, m-am semi-panicat. Asta mă duce la pădure. Când m-am uitat peste umăr, văd steagul. Am văzut steagul! Păi, ești nebun, direct la adresă. Bam! Ha, Mirel! Capital from Romania, yes, Bucharest. 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 This is the population of Bucharest. Just like, remember it as, like, a general. It's a big city. Yes. Mamă, deci cum, Doamne, iartă-mă, le spui chile astea? Bucharest. Ce cifre. And in Bucharest, we actually have the second largest building in the world. Biggest building in the world is this one, right here. Parliament Palace, okay. Yes, in Bucharest. Casa aștia, dar cum să le zic eu, casa poporului? House of people. Și am încercat să le explic că este vorba despre casa tuturor, na, nu știam cum să zic. And it's called the House of the People. Eu nu am înțeles de pe mission board că trebuie să învăț tot manualul cap-coadă. Îi învățam niște lucruri pe care eu le consideram importante despre România și săream altele pe care nu le consideram atât de importante sau pe care le consideram puțin mai greu de reținut. Nu mai spunem de limbă, nu intrăm în nume, că le încurcăm. This is our Sphinx from Bucegi Mountains. And this is high to... This is the number of the meters. Tulo, 2116. Am dat skip peste 4-5 pagini din 31. Bine, la multe am sintetizat. Gen la Țepeș, direct le-am spus, bă, că din Vlad Țepeș, domnitorul care trăgea pe fraiere în țeapă, de acolo a pornit Dracula. Gymnastic, we have Nadia Comăneci, the Olympic Games. Eu am avut un timp de 20 de în care să-mi predau lecția și dacă era mai mult, stăteam pe timpul meu. Susține spiritul de aventură. Această emisiune a fost sponsorizată de Kaufland. Bucură-te de experiențe nelimitate cu Asia Express. Emisiune sponsorizată de Telecom.